Ce înseamnă, de fapt, aceste tocmeli despre care vorbesc? Cred că, adică, am avut și noi, adică, cuvântul e circulă în română și cam știm că înseamnă negociere, dar cortorarii încep să-și tocmească copiii când, de la vârste foarte fragede, uneori când sunt încă nenăscuți, acum pentru că la ecograf poți să vezi sexul copilului, începând cu luna a patra, acum au aflat sexul copilului, încep tocmelile. Dar asta nu înseamnă, cum este adesea interpretat, că acești copii se vor căsători. Tocmelile sunt tranzitorii. Cum se întâmplă o tocmeală, și o să vă arăt una filmată după ce o să termin de vorbit. De cele mai multe ori, la sărbătorile mari, Paște, Sfântă Mărie, la târguri, când se adună cortorarii de prin țări străine și se întâlnesc în astfel de locuri, bărbații se îmbată și încep să-și tocmească copiii. Nu e așa că hai să ne facem cuscri, nu ne facem cuscri. Și cam asta e tocmeala, adică negociază. După care, mă rog, există o zi de negocieri intense, discută zestrea și alte detalii, ca și când aceste căsătorii, aceste, scuze, tocmeli, se vor transforma în căsătorii, dar ceea ce nu este cazul. E pur și simplu plăcerea negocierii, adică, nu știu, ne îmbătăm și ne tocmim copiii. Iar copiii nu sunt deloc implicați în aceste tocmeli, adică nu sunt actori ai tocmelilor. Cumva li se spune că cu cine sunt tocmiți, dar asta nu înseamnă că tocmeala este echivalentă cu o căsătorie. Aceste aranjamente matrimoniale nu sunt niciodată echivalente cu căsătoriile. Deci la tocmeală se negociază zestrea, se bea și se mănâncă și practic este un soi de punere în scenă a ideii de familia romilor. De extindere, nevoia de extindere a relațiilor de rudenie. Aici jos e Pelicanul, fratele Bărei, cu soția lui, da? Și poza asta e din 2015. Și această poză, care cred că e de prin 2007, o arată pe soția lui Pelicanul, care era tocmită cu un puști, vedeți? Așa, mai mic decât ea. Dar, adică, să nu credeți că cortorarii, când fac aceste tocmeli, nu ar crede că copiii vor rămâne împreună. Adică, e foarte multă autenticitate acolo, adică chiar și în cazul copiilor nenăscuți. Tocmelile, așa cum ziceam, se pot rupe de a doua zi, se pot rupe, nu știu, peste două săptămâni, peste doi ani, așa că până ajunge la vârsta maritală, o fată sau un băiat, este tocmit de foarte multe ori. Dar ceea ce vroiam să subliniez este că tocmelile astea nu sunt căsătorii. Copiii aia nu se mută să stea împreună și să facă copii, așa cum ni se mai spune pe la televizor. Vă arătam pe fata Bărei, pe Boața, într-un clip, înainte să încep eu această prezentare. Și vă spuneam că o să vedem, când o să termin, tocmeala ei, pe care am filmat-o în 2015, tocmeală care n-a ținut decât până am terminat filmarea, după aia s-au certat. Și mă rog, au tocmit-o, ea avea atunci, acum are 5 ani, în 2015 avea 3 ani, și au tocmit-o cu Torică, cu care e verișoară, mă rog, nu primară, care e și vecină.
și care avea deja 12 ani atunci. Dar atunci când sunt date de acasă, când sunt date de norori, fetele pot avea un cuvânt de spus, adică dincolo de tocmelile pe care le fac bărbații când sunt beți, dacă unei fete nu îi place de familia în care a fost tocmită, are propriile modalități de a pleca de acolo, dacă nu-i convinge pe părinții ei să nu o mărite acolo. Și am văzut destule fete care se prefacă, nu știu, să facă ciorbă, toarnă lapte în ciorbă și atunci socrii de-abia așteaptă să scape de el. Ce vreau să zic e că fetele nu, adică mie nu mi se pare că fetele de cortorari sunt niște fete neajutorate cu care părinții se joacă așa ca cu niște piese pe, pe tabla de șah. Apoi, ideea lor de căsătorie ține, e strict legată de aducerea pe lume a copiilor. Așa cum spuneam, dacă nu ai un băiat, adică până la nașterea unui băiat, căsătoria e mereu amenințată cu... nu e stabilă și e amenințată cu destrămare. Da, era căsătorit, dar mă rog, Nora avea probleme de-astea ginecologice și încerca să facă copii și... Ba da, am văzut unul cumpărat de curând care nu are valoare. Despre romi la universitate, fiind o studentă bună și eu fiind un asistent universitar la limbi străine la romanii. Am multe întrebări, am multe comentarii și repet, o să mă restrâng în foarte puțin ca să nu plictisim prea mult o audiență numeroasă pentru care mă bucur ca antropolog de etnie romă că există atâta lume aici interesată de acest subiect. O întrebare așa, le iau cronologic în funcție de cum a prezentat domnișoara Tesăr. În primul rând, e interesant de ce tocmeala cu capa? A, se răspunde direct sau mai bine ți le notezi și la sfârșit ca să nu... Că după aia microfonul. Deci, de ce cu capa? Simt că în limba romanii C se scrie capa, dar tocmeala nu e un cuvânt rom. O altă întrebare, mă rog, o idee ar fi... Ați spus la început că limbajul va fi laic, să înțeleg că antropologia are de fapt un limbaj sacru sau religios și laic înseamnă pentru publicul larg sau necunoscător de antropologie, înseamnă că noi antropologii am fi niște oameni cu limbaj sacru sau religios și laici devenim pentru publicul larg. Cortorari, da, e o heteroidentificare. Nu există acest cuvânt în limba romanii, de altfel port, dacă ați învățat limba, se spune cu totul altfel. E o hetero de identificare a romilor căldărari din Brateiu, pe care îi cunosc foarte bine, cu care am lucrat și eu, și am colaborat și îi cunosc bine. Și iată că e vorba de o heteroidentificare internalizată de către romi, dar care nu are de-a face, de fapt, cu subgrupul din care aceștia fac parte. Aș fi interesant așa că ați pornit de la un interes personal și ați ajuns la cercetare. Eram chiar curioasă așa care e acel interes personal. Pentru că e interesant că un om ajunge de la un interes personal la o cercetare. E un lucru interesant cum s-a ajuns. Dacă considerați că această căsătorie aranjată, timpurie, știu eu cum să o numim, tocmeala și așa mai departe, că, care nu, tocmeala fiind altceva decât căsătoria, ați spus acest lucru, este specific culturii tradiționale rome sau se întâlnește și în alte culturi tradiționale?
vezi cultura românească tradițională, în care de asemenea avem căsătorii timpurii, aranjate, s-au scris cărți, suntem la Muzeul Țărambii Români aici. Acest muzeu păstrează și cultura tradițională românească cu toate elementele, inclusiv căsătorii timpurii, aranjate, zestre, tocmeală și așa mai departe. Da, e bine că n-ați generalizat, pentru că mai puțin de 10% dintre neamurile de romi practic aceste căsătorii și această tocmeală și dintre căldărari de asemenea. Mult mai puțin de jumătate dintre căldărari mai practic acest lucru. Deci e bine că nu s-a generalizat. În limba română există cuvântul căsătorie. Îmi pare rău că nu... Cunoștințele noastre din limba românii n-au inclus și acest cuvânt. Probabil că portoranii nu vi l-au spus. Există și lucruri care nu se spun în diverse contexte. Vă stau la dispoziție să discutăm împreună cuvântul și conceptul de căsătorie la rom și inclusiv la romii portorani, care există și, apropo de contract, da, la noi ați spus, adică probabil v-ați referit la români, la majoritari, căsătoria ar fi un contract între doi, atunci când este legalizată, pentru că, după cum știm, modernitatea a adus sau a respins de mult ideea de contract scris, adică de căsătorie la starea civilă și căsătoria de mult în modernitate nu mai înseamnă un contract scris între doi, înseamnă o mutare împreună uneori, care se soldează inclusiv cu copii și cu viață de cuplu absolut de căsătorie, fără ca aceasta să fie legalizată printr-un contract. Dacă este printr-o înțelegere între familii, e altceva, e o altfel de căsătorie, în sfârșit, deci nu neapărat contractul mai este sau nu în modernitate sau a fost sau nu în tradiție într-un anume fel. Sau poate fi numit sau nu căsătorie, depinde ce înțelegem prin termeni, trebuie să-l definim, e important să definim termenii. Rom-românii nu înseamnă în romanii doar bărbat sau femeie căsătorit, căsătorită, mă rog, însurat, măritată. Absolut deloc. Rom înseamnă bărbat rom, romnii femeie rom, adică nu trebuie să fie neapărat căsătorit. Am altă informație în acest sens. Romii nu sunt o populație. Romii sunt o minoritate națională. Și când facem antropologie, e bine, dacă nu facem bine grupului pe care îl studiem, măcar să nu facem rău. Este o minimă deontologie antropologică. Să nu facem rău. Deci, vorbim de un subgrup, de căldărari, nu de cortorari. Deși îi spun așa, îl spun din tohetă de identificare internalizată. Este un subgrup al minorității naționale a Romilor. Nu este o populație. Deci haideți să vorbim în termeni corecți, științific și din toate punctele de vedere. Iarăși, informațiile mele diferă, iată, destul de mult. Statutul de romnie este de plin, dacă naște băiat, dacă nu naște, ar putea fi trimis oricând acasă. Nu este adevărat. În punctul meu de vedere, din ce știu eu, din ceea ce am discutat și cu portugalii din Brateiu și cu căldărarii din Brateiu, de fapt, nu este așa. Deci, ce să zic, ne credeți pe cine sau pe cine, fiecare și are propria viziune, adică într-un fel antropologul rom, în alt fel antropologul nerom. Nu, această informație nu o am în acest fel. Nici ideea de fete sunt ale străinilor. Familia cu care te încrești, ca amicul, nu mai străin, nu e. Deci îți devine la fel ca și familia. Deci foarte apropiat și foarte încolo, în niciun caz nu-i străin. Chiar sunt curioasă cum spuneau ei străin. Când spuneau străin, ori străin în limba română se spune gajon. Deci român. Deci nu știu cum, chiar curioasă asta e o întrebare, cum, ce înseamnă străin, când spune că fetele nu sunt ale noastre, sunt ale străinilor. Cum spune asta în romanii, ale străinilor? Pentru că, am spus, în romanii străin este care nu e rom. Deci nu există un alt termen în acest sens. Poate un românism, ceva poate. Deci nu pot fi ale străinilor pentru că familia soțului nu este străină. Familia este, devine familie, cuscul, foarte mult. Nu știu cum s-ar manifesta îndârjirea asta de a avea băiat, asta e chiar comic, așa. Chiar sunt foarte interesat, așa, să aflu cum se manifestă această, citez, îndârjire de a avea băieți.
E chiar comic puțin așa, tot asta. Tahtaia. Dar tahtaia aia e foarte important. Cam tratat cu puțin atenție acest tahtaia. Greu de crezut sau aproape imposibil că își țineau paharele sau și le țin la români. E o informație pe care a primit-o domnișoara Tesă. Eu am altă informație, iarăși. Deci, da, nu sunt vizibile, ele nu trebuie să fie văzute, într-adevăr, mai ales de străini, apropo de egajări, nici măcar de femei rome, și cu atât mai puțin, ele nu stau la străini, adică nu stau la gajo, la țăranii români. E o informație dată. Oricum, am văzut că ați fotografiat un tahtai, am văzut de unde, poate ăla nou, care nu era important. Da, de pe net, da. Deci, noi și ei, nu? Diviziunea muncă la noi, adică la români, nu se presupune la gajii, diviziunea muncii, relații ierarhice de muncă, serviciul sau munca e separată de familie. Mă întreb, așa e și la țăranul român tradițional? Eu cred că nici la țăranul român tradițional, cu nici la romul tradițional, căldărar, nu e diferit. La nici unul munca nu e separată de economic, suntem la un țăran de român, nu? Cele două culturi tradiționale, în ceea ce privește munca, economia, gospodăriile autarhice, vezi itinerante sau sedentare, nu fac această diviziune. E o diviziune a modernității când mergem la serviciu. Adică nici țăranul român nu mergea la serviciu, nici romul tradițional călăran nu merge la serviciu. Deci n-aș face așa o diferență atât de mare între noi și ei. E bine să comparăm nu tradiții cu modernitate, adică să nu comparăm romul tradițional călderar cu românul modern. Haideți să comparăm romul tradițional călderar cu țăranul tradițional român. Așa e corect. Să comparăm lucruri. Păi aici, uite, sunt atâția specialiști care eu am... Da, la relație de muncă, dar eu am lucrat și eu 9 ani la Muzeul Satului și eu sunt etnolog, antropolog, ce vreți să spuneți, are importanță. Nu suntem aici să... Nu dau o definiție. Eu vorbeam doar de... Dacă stăm acum să vorbim de țăranul român, avem multe de spus. Una din... Dar țăranul român, nu cel de astăzi, ci cel tradițional, are o economie... Scuze, dar erau 20 de minute pentru să-și spune, mă apropii de încheiere. Nu mai am prea mult, câteva cuvinte și închei. Nu este... nu se află în tot satul când fata ajunge într-un anume moment al vieții ei. E chiar un tabu și lingvistic și de alte feluri. Nu știu cum s-a aflat în tot satul, dar asta... Nu e producere de copii. E jignitor să spui producere de copii. Așa? Și, mă rog, mai sunt multe, tocmeala la beție, bineînțeles că știm cu toții că nu are valoare ritualică, are un rol histrionic, ați și spus asta. În încheiere, și chiar închei și mulțumesc mult și îmi cer scuze, aveam mult mai multe de spus, dar chiar nu e cazul să plictisez, repet, și am trecut mult peste timpul acordat. După părerea mea, avem de-a face cu un tip de antropologie de secol XIX, o antropologie colonialistă, exoticizantă, și ar fi bine să vă mai gândiți, doamnă domnișoara Tesăr, mai bine și mai mult când scrieți despre romi, mai ales că sunteți prietene cu romii și ați stat între ei atâta timp, când scrieți despre cerșitul la romi, pentru că există și acel studiu pe care îl recomand să-l citească audiența, eu l-am citit cu un ochi foarte critic, și când nu puteți face bine grupului pe care îl studiați, e bine să nu-i faceți rău. Pentru că asemenea tip de stereotipuri duc la rasism. Și antropologia e vinovată inclusiv de nazismul din Germania. Așa că atenție! Mulțumesc! Sunt foarte multe întrebări. Hai să... O să răspund aleatoriu, așa, am scris tocmeala pentru că e scrisă în romanii, chiar dacă cuvântul vine din română, adică, mă rog, în textul pe care l-am dat era în italice, se vadă că e un cuvânt din limba lor. Nu le zic minoritate națională pentru că mi se pare derogativ, adică ei nu se consideră, ei zic romi, amel, roman, nu vorbesc niciodată despre grupuri și cu subgrupuri și despre minorități. Abuzați
ce? E emic sau emic?